Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Noi investiții prin PNRR la Onești. Mănăstirea Cașin, discuții pe tema taxei de salubritate. Incendiu la un liceu din Podul Turcului. Veste bună anunțată chiar de către primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, pe rețelele de socializare. Îndrăgita soprană Ozana Barabancea revine la Onești. De altfel, aceasta a fost în 2022 cu un minunat spectacol de teatru în luna mai, Cum să pierzi totul într-o zi, ale cărui bilete s-au epuizat rapid, dar și cu un recital de muzică și poezie sugestiv intitulat Tu ești artă și iubire, în care a fost alături de fiica sa Gloria, ce a avut loc pe 10 iulie. Luni 16 ianuarie, de la ora 18, vă invităm în cadrul stagiunii muzicale 2022-2023 la un recital de muzică și poezie românească dedicat Zilei Culturii Naționale în interpretarea sopranei Ozana Barabancea. Concertul va avea loc în sala Cinema Capitol. Intrarea este gratuită pe bază de invitații, maximum 2 persoane. Acestea se pot ridica de la caseria Cinema Capitol începând de 6 ianuarie ora 13. A mai transmis primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină. 13 ianuarie, între orele 7-9:30, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au acționat pe drumurile publice din județ pentru verificarea modului în care se efectuează transportul public de persoane. Acțiunea a avut ca scop reducerea victimizării prin accidente în care sunt implicate autovehiculele destinate transportului public de persoane, inclusiv autovehiculelor speciale destinate transportului de elevi, cu o capacitate mai mare de 8+1 locuri. În cadrul acțiunii, polițiștii au verificat 98 de autovehicule care efectuează acest gen de transport și au fost efectuate testări cu aparatul etilotest. Pentru abaterile constatate au fost aplicate 31 de sancțiuni contravenționale. Din acestea, 12 sancțiuni contravenționale au fost aplicate HG69 din 2012. Acțiunile polițiștilor rutieri vor continua și vizează diminuarea riscului rutier prin prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere grave. Poliția rutieră recomandă tuturor conducătorilor de autovehicule să circule cu viteză adaptată permanent condițiilor meteo rutiere, să adopte o manieră preventivă de condus și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați în trafic. În ultima ședință a legislativului oneștean, aleșii locali au discutat și aprobat proiectul cu titlul Renovare obiectiv localizat în strada Perchiului, numărul 3 Onești, județul Bacău și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, axa 2, schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. Mai multe în minutele următoare. Punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea modului de utilizare și bugetar pe anul 2022. Are cuvântul domnul secretar pentru a prezentare de rată. Ținem cont de faptul că pentru asigurarea continuării lucrurilor de investiții în curs de realizare, inițiate în anii anteriori și care sunt în curs de finalizare, precum și asigurarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor de funcționare pentru instituțiile și activitățile alte finanțate, este necesară stabilirea modului de utilizare a excedentului bugetar, rămas la 31.12.2022, drept pentru care propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate ce a fost prezentat are cuvântul. Am avut discuții, dacă sunt. Dacă nu sunt. Da. Da, mulțumesc, domnul președinte. După cum bine ați văzut în proiect, avem un excedent bugetar de 23 de milioane aproximativ. După ce la finalul anului trecut am mai achitat 2 milioane anticipat din celebrele credite, din celebrul ultimul credit care mai avem pentru luat în urmă cu aproape 20 de ani pentru centralele de cartier. 11 milioane din cei 23 sunt excedent bugetar doar din anul 2022. De ce vreau să specific acest lucru și să aduc anumite clarificări? Am văzut în mediul online mai mult
diferite persoane, diferiți orneșteni care au întrebat de ce am rămas cu buget, cu excedent bugetar, de ce nu l-am cheltuit. Dacă n-am cheltuit acel excedent bugetar și am făcut acele economii, este pentru că am cheltuit chipzuit, nu pentru că n-am știut să cheltuim banii. Toți banii din excedentul bugetar sunt foarte bine puși pe categorii de cheltuieli. Vin acum în fața dumneavoastră și aici cred că vor fi încântați locuitorii cartierilor Slobozia Veche, Slobozia Nouă, cartierul Belci și cartierul Borzești, pentru că din acești bani 7 milioane din cei 9, valoarea totală a proiectului, vor fi alocați pentru anul acesta pentru introducerea de gaze în cele 3 cartiere. O investiție așteptată de locuitorii celor 3 cartiere de 30 de ani, promis în fiecare campanie electorală de toți primarii. Mi-aduc aminte acum vreo 10, 12, 14 ani, când s-a montat o pancardă electorală cu câteva zile înainte de alegeri în cartierul Slobozia, când încep lucrările. A doua zi, luni dimineață, nu mai exista pancarda respectivă. A fost o păcăleală și mi-asum acest lucru când spun doar ca și campanie electorală. Iată că acum a venit timpul ca acești locuitori să beneficieze de ceea ce este normal și din calculele noastre, undeva în luna septembrie, ar trebui să înceapă lucrările sau... Da, să începem lucrările. Avem banii necesari, va fi o investiție multianuală, 7 milioane vom bugeta anul acesta, 2 milioane anul viitor. Dacă lucrările merg ca la carte, vom suplimenta și putem să-i alocăm și ceilalți 2 milioane. Din calculele mele, și anul acesta vom încheia cu excedent bugetar, ne vom putea permite, poate chiar, dacă nu în întregime creditul, cel puțin jumătate din restul de credit care mai avem de plătit pentru centrale de cartier să-l achităm la fel anticipat. Eu mi-aș dori să încheiem cu creditul, dacă alte primării se chinuie să ia credite fabuloase, noi ne străduim să achităm și să nu mai avem datorii. Și asta în folosul comunității pentru a nu plăti dobânzi. Dobânzile au ajuns la un maxim, pot să spun istoric, pe ultimii 10-15 ani nu au mai fost dobânzi la nivelul ăsta și orice banc care îl plătim dobândă diminuează bugetul local. De asemenea, din cei 23 de milioane, 6 milioane cu siguranță, clar, vor merge către piațetă, cofinanțare, piațetă, casa de, și biblioteca municipală. Și restul, am spus, fiecare avem cofinanțări pe apă, canal, școlile, grădiniță. Probabil vom, eu am mare speranță că vom reuși să accesăm și acel proiect extrem de mare și important cu panourile fotovoltaice, la care vom avea o cofinanțare de 5,7 milioane. După cum vă spuneam, dacă am făcut economie, nu am făcut economie pentru că nu ne-am priceput să cheltuim banii. La cheltuim banii fiecare, toți sunt specialiști. Mai greu e să faci economie. În ultima ședință din 2022, aleșii locale ai orașului Dărmănești, la inițiativa primarului orașului Dărmănești, Toma Constantin, au discutat despre proiectul de hotărâre pentru aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru 2023. Mai multe detalii urmăriți în imagini. Proiectul numărul 14 după ordine de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi de asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru anul 2023 la nivelul orașului Dărmănești. Da. În fiecare an, Consiliul Local aprobă o hotărâre din Consiliu prin care se aprobă numărul de posturi de asistenți personal. Sigur că parte din costurile cu salarizarea sunt suportate din bugetul local și pentru a putea să asigurăm resursele financiare și în acest an propun un număr de 30 de posturi de asistenți personali și fac precizarea că pe lângă cei 30 de asistenți personali mai avem 105 indemnizații care se plătesc către persoanele cu handicap. Sigur că
Unele voci au spus că ar trebui să creștem acest număr de posturi de asistenț personal, dar, repet, ținând cont de faptul că mai devreme am aprobat taxele și impozitele pentru 2023, care sunt, așa cum am făcut precizarea, limitate la creșteri nesemnificative, nu avem din ce să plătim salariile pentru acești asistenți sau cota care ne revine nouă dacă am crește foarte mult. Și propunerea este să rămânem la 30 de posturi, așa cum a fost și în 2022. Supuneți, n-am vrut? Sunt discuții pe acest subiect. Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Dacă avem voturi împotrivă, sau abține. În unanimitate. S-a votat? În ultima ședință din 2022, aleșii locale ai Comunei Mănăstirea Cașin, la inițiativa primarului Comunei Mănăstirea Cașin, Adriana Enache, au discutat despre un proiect ce se referă la taxa de salubritate. Mai multe detalii aflăm în minutele următoare. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de salubritate pentru anul 2023. Deci, la taxa asta de salubritate, vreau să vă spun că primim de aproape o lună tot felul de documente de la ADIS. Tot ce ați văzut în documente, vă asigur că nu suntem nici noi de aici de acord, dar vreau să vă aduc la cunoștință intențiile ADIS-ului de a ne-am întâlnit. Pentru că în ianuarie, sigur, vor veni... Cu ce ați văzut prin alea, dacă ați citit. Vreau să fiecare dintre dumneavoastră să fie bine informat. Noi, astăzi, ne-am propus să nu aprobăm nimic, doar să vă aducem la cunoștință intențiile ADIS-ului. Și domnul viceprimar o să vă prezinte un succint ce intenții sunt de la ADIS. Și împreună cu dumneavoastră ne vom mai întâlni în ianuarie odată, vedem ce fac și celelalte localități și vom hotărâ. Situația nu e chiar roz. Situația nu este roz deloc. Corespondența a început undeva la începutul lunii noiembrie. ADIS-ul vrea să aplice un principiu plătești cât arunci. Dar lasă totul la atitudinea noastră. Ei vin cu două modalități de colectare. Vin cu o formulă de calcul ceva mai puțin complicată de cea de la factura de lumină. Deci atâta le amintează și cu V1, V2, 25%, 70%, la ei 33%, cu 70% de 100%. Da. Bun. Ei vin în începutul noiembrie și spun că vor să aplicăm ăsta plătește pentru cât arunci. Sunt două modalități de colectare, 2 cu 2 și 3 cu 2, adică de două ori pe lună reciclabil, de două ori pe lună menajer. Sau de 3 ori pe lună menajer și de 2 ori pe lună reciclabil. Este taxa standard 2 cu 2 și taxa majorată 3 cu 2. De taxa majorată se dublează taxa standard. Dublare care ajunge undeva la vreo 440 de lei. Și vor să stabilim o majorare a taxei cu minim 30%. Deci, la stabilirea taxelor de salubrizare, vă rugăm să aveți în vedere o creștere a acestora, raportat la anul 2021-2022, cu de minim 30%. În cazul în care nicio primărie nu pune în aplicare aceste lucruri. Nu, noi suntem de avis. La un moment dat o să vină toate hârtiile astea, sunt cu titlul de recomandare. Dar cu siguranță vă spunea și doamna primar, la începutul lunii ianuarie, cel de ziua februarie, o să vină cu modelul de hotărâre, cu tot sunteți pentru ei, trebuie să... Da, s-a aprobat ce s-a hotărât în la ADIS. Ce pot să vă putem informa la
zic eu, și cred că e cea mai corectă asta, imediat după ce trec sărbătorile, împreună cu domnul viceprimar, vom merge la ADIS și vom vedea clar care sunt intențiile, că dacă la început, în luna noiembrie, veneau cu ideea de recomandare, săptămâna trecută ne-au trimis modelul de hotărâre. Deci despre asta discutăm la momentul ăsta. Care noi nu aprobăm astăzi, clar să vă spun, nu aprobăm astăzi nimic. Urmează că după sărbători, când se liniștește lumea și așa, vom merge la Consiliul de Administrație a ADIS-ului, discutăm ce intenții sunt. Pentru că acolo intră tot județul Bacău, nu mă mânesc chiar așa. Intențiile nu sunt bune. Intențiile, după cum se vede, nu sunt bune. Da. Noi, în calitate de membri, nu avem dreptul să votăm? Sau toți, nu să votăm, să toți membrii, da? Pentru că sunt, toate comunele sunt membri acolo, da? Nu, cine hotărăște? În cui se supune aprobării această hotărâre? Membrilor? Și nu toate primăriile au un reprezentant acolo? Exact. Și nu primăriile aprobă aceste lucruri? Da. Și atunci, pare nu cred că trebuie să face probleme. Ce primărie ar aproba așa ceva? Multe! Multe! Eu nu cred, pentru că este totuși o sumă destul de mare și indiferent de culoare politică, nu cred că și asumă așa ceva, pentru că este ocupată pe acea formațiune politică să ne mai ce susține acest lucru. Este o sumă extraordinar de mare. Deci, dacă avem dreptul să spunem nu, spunem nu. Să ne mai aducem aminte că noi nu avem prețul celorlalte localități? Nu avem, așa este. Să vă mai spun și asta. Da, este foarte bine. Mai mare sau mai mic, mai mult. E bine de ce? Că punem noi, primăria? Păi tu, mai bine. Păi și dacă mărim atât de mult taxa pentru oameni, credeți că este... Dar n-am spus că mărim. Facem o discuție. Dar voi cu discuția asta trebuie să mergem mai departe acolo, nu? Problema principală nu este la... O să fie la agenții economici. Da. Cea mai mare problemă și cea mai greu de calculat formulă de calcul o să fie pentru agentul economic. La populație este simplu. Că se ia, de exemplu, cantitatea pe 2023, la stabilirea taxei pe 2023. Se ia cantitatea pe 2023, se mulțește cu V1, V2, adică se adună și se împarte și iese prețul pe persoană, pe lună. La agentul economic o să fie și la școală o să fie o problemă pentru că și unitățile de învățământ o să se vrească să plătească cu noi. Biserica va trebui să plătească. Deci nu, în această formulă nu este nimeni scutit de plata sau de trebuie. Dar este da? Și dați care am fost de acord, vă potrivim cu mulți bani în primărie? Păi ca să continue serviciul de salubritate obligatoriu. Asta s-a făcut an de an la mănăstirea noastră. Da. Dar anul acesta, de exemplu, având în vedere că s-a mai instituit și acea poate cu noiul reciclabil, în ce situație ne aflăm? În ce situație ne aflăm? Deci avem așa. Pe anul 2020 s-a pus din bugetul primăriei 320.000. Pe anul 2021 s-a pus 220.000. Da? La 1 decembrie 2022, 93.000. Da? Dar de ce? S-a muncit extraordinar de mult pe reciclare. Asta este foarte bine. Cetățenii s-au conformat. Tot de la primărie să încheltuie. Uităm ce s-au pus mai puțin banda să încheltuie. Da, să încheltuie. Înseamnă că posibil să te plimbi la poarta omului. Și se... problema e că anul acesta ne-am scris foarte des la Romez. Și la ADIS. Și le-am adus la cunoștință că noi nu suntem autorizați să strângem lumii. Că nu suntem servici. Că facem cheltuieli pe care nu ar trebui să le facă primăria.
Avem o mulțime de adrese trimise către în acest sens, că ar trebui să vină să-și ia reciclabil. Nu este datoria noastră a primăriei să ne strângem reciclabil. Că dacă tot vrem să ne aliem la Europa, cum ne aliem la Europa, vrem să mișorăm taxele, ba din potrivă, vine acum taxa de mediu, cât ai reciclat. Păi cum m-ai ajutat pe mine? Tu, Adis, să-mi scadă menajerul și să urc cu reciclabil. Cu nimic. Păi, doar cu niște saci pe care îi aveți. Atât ajutorul. Ăsta e ajutorul. Păi, sacii aceia se scade, practic, din suma. Sacii aceia. Deci doar au venit cu saci. Deci pe anul acesta, doar sacii aceia, da? Doar în luna decembrie, în luna octombrie, au venit banii pe ceea ce s-a vândut anul trecut pe reciclabil, care au însemnat în jur de... cât a fost? 20.000 de lei. Dar cu banii care au venit, am amortizat o consul din motorină și nu știu ce să facem. Și nu suntem în pierdere, sunt în cartea. Ne facem serviciu. Deci noi facem serviciu pentru o societate ca așa, chiar de-am și scris. Facem serviciu pentru un SC. SRL. Pentru o societate comercială. Inclusiv încasarea. Dar ce treabă are primăria să încaseze banii pentru o societate comercială? Lucru pe care l-am întrebat în toate părțile. Nu-i treaba noastră. Un incendiu a izbucnit în dimineața zilei de vineri, 13 ianuarie, la un liceu din Podul Turcului. Aproape 300 de elevi și cadre didactice au fost evacuați de urgență. În cursul acestei dimineți, pompierii băcăoane au fost solicitați să intervină în localitatea Podul Turcului în urma unui apel primit pe numărul unic pentru apeluri de urgență 112, care anunța producerea unui incendiu la liceul tehnologic Alexandru Vlahuță. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul era lichidat de către cadrele didactice. Acesta s-a manifestat într-o sală de clasă la nivelul unei planșe de polistiren. În urma evenimentului nu au fost înregistrate victime din liceu, fiind evacuate de către cadrele didactice 266 de persoane, 248 elevi, 15 profesori și 3 cadre didactice auxiliare. Din cercetările efectuate de pompierii militari, cauza probabilă de producerea incendiului este jocul copiilor cu focul. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 14 ianuarie, cerul va fi în cea mai mare parte noros, mercurul în termometre urcă până la valori de 4 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la minus 1 grad Celsius. Duminică, 15 ianuarie, cerul va fi parțial înnorat, pe după amiază cerul se mai limpezește, apare soarele, maxima zilei ajunge până la valori de 6 grade Celsius, iar noaptea minima coboară până la minus 2 grade Celsius. Luni 16 ianuarie, cerul va fi în cea mai mare parte noros, mercurul în termometre ajunge până la valori de 7 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 0 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.